intrat o bucată mare. Salutare și bună dimineața! Bine v-am regăsit la o nouă partidă de pescuit. După cam mult timp o să încărcăm și noi un nou video, un nou material. De povestit ar fi mult, ca să zic așa, dar momentan nu o să vă îngrămădesc cu ce am făcut în perioada asta. Bănuiesc că mulți dintre voi știți că lucrez foarte mult, dar am zis să îmi fac timp pentru voi, pentru cei care sunteți abonați la canalul nostru, Amator de Pescuit. Apropo, dacă nu ești abonat, o poți face din colțul din dreapta, unde te poți abona instant. Revenind la partida de astăzi, vom merge pe lacul Green Paradise, o locație care știți că mie îmi place foarte mult. Practic aici am experimentat pasiunea pescuitului la Method Feeder. Aici este mama pasiunii mele, ca să zic așa. Este balta care pe mine mă satisface cel mai mult. Ori de câte ori vin pe ea. Vremea nu prea ne ajută, în sensul că e foarte frig, dar mergem să ne relaxăm. Dacă vom prinde ceva pești, cu atât mai bine. Pentru noi, faptul că ieșim în natură este mai important, mai mult decât capturile în sine. Vom merge pe capătul bălții, undeva pe standurile 19-18, pe acolo unde apa este mai mare, pentru că cu siguranță peștii sunt cantonați în zona aceea. Încercăm să le dăm de cap. Apa este destul de adâncă în acea zonă, undeva la 6 metri, din câte știu, între 2 și 6 metri. Gata, cam atât cu rezumatul, rămâne să ne vedem pe baltă! Salutare și bună dimineața din nou. Am făcut nada. După cum vedeți, am aruncat și lansetele. Suntem în așteptare. Metoda care o voi aborda astăzi este simplă, relativ simplă. Voi sta cât de mult pot pe trăsături, între 20 și 35 de minute.
Nu o să scot mai repede de 20-35 de minute, datorită faptului că peștii, după cum știți, au un bioritm foarte scăzut în perioada aceasta, apa este rece, afară sunt 3 grade, nada este pregătită, astăzi pescuiesc cu nada maro de la CB, fără nicio altă adăugare în ea, și separat am făcut și niște micropeleți de 2 mm multicolor, pe care îi voi folosi ca și capac la nadă. La cârlig voi pescui cu citrice Cioco de la ADP Baits, astea mici de 5 mm. Am și câteva solubile, semisolubile în teste. Voi încerca și ceva pește squid tot de la ADP. Avem papanele destule. Vedem ce ne rezervă ziua de astăzi. Da, să stăm în așteptare. Primul drill a venit după 35 de minute și 50 de secunde. Exact ce vă spuneam. Tragem încet de el, că avem cârlig mic, un cârlig de 14, sper să pot să-l scot. E luat-o pe sub aia la altă. Da, e normal. Trag așa pe zi. Nu e foarte mare, dar e destul de bătăios. O pune rezistență. Vedem aici, la mare. Ce zice? Dos.
centra și pe cealaltă un pește. E mai mic, cred. Așa se simte. Este o lansetă destul de senzitivă. E un Matrix Horizon S Class de 360, 60 de grame. Apropo de desubt. Nu crap este. Vine pe deasupra. Aș face pariu că e același. Mamă, ce sare! Are o rezervă destul de bună lansetul ăsta de putere. Mă așteptam să facă mai multe pițe. Dar e destul de ok lanseta. Gata. Marca și al doilea. Un pește frumos. Dai mă că te-ai dat după fir. Să le eliberăm și pe dânsul. După mai bine de 2 ore am mai intrat un pește. Trăsături destul de anemice și foarte, foarte rare. Uite, după 2 ore abia am mai avut o prezentare. Am făcut și o mică schimbare. M-am dus un pic mai în față cu vreo 2 metri. După ce am făcut schimbarea, la vreo 15 minute a intrat. E posibil să fie și acest lucru de vină pentru care a intrat sau coincidență. E drept că lanseta asta pescuiesc în același loc, cam de dimineață. Să vedem pe mustăcios. M-aș bucura să fie mai îmbrăcat ca ceilalți. Tot detalii aia.
creștii mai mari nu prea vor să mănânce. Ne bucurăm de orice drill în perioada asta. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu că prindem. Vino cu asemă. Așa. Știu că vrei să te duci. Da, dă-mi voie să te... Gata. Este cam amorțit totul înainte de peștele acela pe care l-ați văzut. Al treilea a avut o pauză destul de lungă, în jur de 2 ore. Și soarele a ieșit și arde destul de tare, cam anormal pentru perioada asta. Dar n-avem ce să facem. Uite, pe apă deja se observă activitatea, clar peștele a urcat. Și ce prindem și noi pe substrat, așa la o așteptare îndelungată. 3 pești cu o talie medie, ca să zic, în jur de între 3 și 5 kg, dar încă așteptăm și noi un pește mai frumos, mai îmbrăcat. E clar că sunt foarte reticenți peștii mari, de aceea am și ales asta să pescuiesc pe finețe, ca să zic așa. Am un cârlig de 14 și cu bandă elastică pe cea din dreapta, iar cea din stânga pe spin. Au intrat la ambele, deci pentru mine nu prea are importanță dacă stă, momeala stă pe verticală, dumbbellul stă pe verticală în spin sau stă pe orizontală pe bandă, pentru că s-a prins la ambele prezentări. E posibil să conteze într-o manieră mai mică sau mai mare atunci când mărim momelile, când mărim dimensiunea momelilor de cârlig, dar eu personal nu am observat. Am prins cei mai mulți pești. Pot să spun că sunt adeptul pescuitului pe bandă elastică mai mult decât pe spin. Cei mai mulți pești am prins pe bandă. Deci eu cred că e mai mult de preferință și de alegerea pescarului. Stăm în așteptare și observăm apa. Activitate mai intensă a fost pe maluri, în zona malurilor, standul numărul 16 din stânga mea, acolo sar mai mult peștii. Pe aici nu este activitate în sensul să fie la suprafață decât peștii mici se observă. Așteptăm și ne dăjduim că o să vină și captura partidei, după care am și venit astăzi.
ce am observat la ultimul pește, de fapt David a observat, nu eu, am observat că a început să scoată nadă pe fund, deci e clar că se hrănește peștele dacă ajunge la momitor. Se hrănește. Am schimbat o papanea de asta roz-alb, care o testez de ceva timp. A intrat și pe portocaliu dimineață, dar am zis să schimb culoarea puțin, că am observat că a ieșit soarele și e destul de cald afară și lumina e mult mai puternică. N-am încercat solubilele până acum. O să-i bag și o solubilă, de curiozitate. Să vedem dacă se schimbă ceva. Am preferat momelile mici pentru că, fiind o baltă cu adâncime mare și cu dimensiunile peștilor destul de mari, sunt destul de reticenți aceștia, fiind înțepați de mai multe ori. Am preferat să merg pe o momeală mică de cârlig și un cârlig foarte mic. N-am avut nicio ratare în sensul să scap vreun pește, deci cârligele își fac treaba. Am folosit cârlige de la CPK, din ce mi-aduc aminte, mărimea 14. David, dă-mi și mie trusa de cârlige. Să vă arăt cam cum arată un forfac care pescuiesc eu. Asta. Cam așa, asta cu spin. Mărimea asta. E destul de mic. Iar pe bandă, același cârlig. Doar că am pus bandă elastică. Trăsăturile rare este una dintre lucrurile care îmi plac mie cel mai mult pe balta asta aici. De fapt, este și una dintre caracteristicile acestei bălți, pentru că ai șansă să ții între exemplare mari de pești, chiar dacă frecvența trăsăturilor este una destul de slabă. Dar mă mulțumesc, și dacă doar aceștia au fost peștii pe ziua de azi, m-aș mulțumi, deși nu cred, pentru că e destul de devreme. Ceasul este undeva în jur de ora 12, fără. Am prins 3 pești, destul de bine pentru perioada aceasta.
David e un pic trist că el n-a avut activitate. A avut o singură trăsătură și l-a ratat. E clar că n-a fost înțepat bine peștele. Însă speră și el până diseară să prindă și el ceva peștișori. Un lucru foarte important, de altfel, pe care îl spuneam și lui, este că trebuie să avem mare răbdare în perioada asta, în care apa s-a răcit tare. După cum ați văzut, este și foarte limpede. E clar că trebuie să mergem pe nadă de culoare închisă. De-aia am și schimbat între timp. Am mers pe varianta mai închisă la culoare, nada neagră pentru apă rece, combinație cu nada verde. Am prins și pe cea de făină de pește, dar am zis să încerc varianta asta, poate se vede ceva diferențe. A venit peștele. Este și mai puternic aromată și aditivată varianta asta de nadă. Mie îmi place foarte mult halibutul și o prefer în perioada asta rece, cu toate că mulți spun că să avem grijă că e prea uleioasă, că nu se strică mecanica. Eu n-am pățit așa ceva. Chiar am testat mai devreme în apă aici. Am aruncat un bulgăresc să văd cum se desface. În 3 minute se desface fără probleme. Dar revenind la ce vă spuneam, în perioada asta frecvența trăsăturilor este destul de mică pentru că apa s-a răcit. Bioritmul peștilor a scăzut foarte mult față de perioada caldă și trebuie să ne axăm foarte mult pe localizare în perioada asta. Eu am pescuit cu lanseta din stânga, care au venit și cele mai multe prezentări la punct fix. Exemplu, nu știu dacă se vede baliza din față, e un băț acolo, e o baliză. În proximitatea ei pescuiesc, undeva în dreapta și în stânga ei. Iar de acolo au venit prezentările. Avem și un prieten cormoran aici, în stânga, care când și când mai iese pe mal. În rest, umblă după pește. Tot sperăm să avem și noi o trăsătură în direct. Așteptăm. A intrat o bucată mare imediat după lansare. Ți-am făcut nodul. E un pește frumos ăsta. Sperăm să putem să și scoatem.
după ce am aruncat-o, nici n-a ajuns bine să întindă firul și a luat-o, nu? Am văzut când a tras. A tras și a lăsat. Era vârful întins, cum e acum așa. Dacă vrei să lași tu un pic, să mă ajut și cu mine până într-o. Mai e până la deși de tot. Și de luptă. Să joacă rațele. Înseamnă un pește îmbrăcat, de frumos poate să lupte. Are o rezervă destul de mare de putere și Walterul. Este un seria Walter World Champion 2 de 390 aceasta, care a intrat. Lucrează foarte bine la înseta. Că luptă cu el. Nici nu vreau să-l forțez foarte tare, că am cărligul mic.
Nu pleci după aia, te rog, atât mă cum nici eu. Nu e chiar aproape. Dacă îl încarci. Da, nu îl încarci. Dar nu poți să arunci. Păi nu arunci. Ce balubă frumoasă! Asta da! Hai să vedem! Frumos. Mai are un cârlig în gură, rupt. Ia uite cârlig. Ia vin acolo. Camera? Da, lasă că îl scot eu. Ia uite ce-mi scot din gura lui. Un cârlig de 6, cred că e. 6, 4, nu știu. Ia. Și cu ce fir? Aproape de finalul partidei. De la acel pește de 10-900 n-am mai avut nicio trăsătură.
Am tot insistat în același loc, dar se pare că odată cu lăsarea serii n-am mai vrut să mânce deloc. Încă mai așteptăm. Acum le-am aruncat din nou după o jumătate de oră să resetăm și timerul. Mai sperăm la o trăsătură, dacă nici acum nu se vrea. Mai stăm o jumătate de oră și ne apucăm să strângem, că deja este ora 15 și un sfert, și 20, cred. Și de la 4 jumate deja începe să se întunece, așa că ne apucăm și noi să strângem. Partidă. Spunem la revedere Green Paradise. Astăzi a fost o zi frumoasă cu capturi relativ ok, ce să zic, pentru perioada asta. Ne-am bucurat de drill-uri frumoase. Ne-am fi dorit să avem mai multe drill-uri, dar ne-am mulțumit cu ce am primit azi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Chiar a fost o zi frumoasă și ca temperatură și ca și prezentări. Nu rămâne decât să ne vedem la următoarea partidă, dacă timpul mai ține cu noi. Noi ne dorim ca să mai ieșim anul acesta. Abia am reușit să ne mai eliberăm un pic cu timpul. Rămâneți aproape pentru un nou clip. Până data viitoare, fire întinse. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu, dacă nu sunteți abonați. Un like, o distribuire ne-ar putea ajuta. Vă salut!